Un bărbat în vârstă de 58 de ani din Roșior, județul Botoșani, care a ajuns la spital cu arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului, este primul pacient care a fost transportat pe calea aerului de la Botoșani către un spital de specialitate din Iași. Bărbatul s-a ales cu răni grave după ce camera în care locuia a fost cuprinsă de un incendiu. A reușit să iasă din încăperea cuprinsă de flăcări și a mers la un vecin să ceară ajutor. Alertați pompieri din cadrul detașamentului Botoșani au ajuns la caz în cel mai scurt timp, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, dar și o ambulanță de terapie intensivă mobil smurt. Au ars bunurile dintr-o cameră și hol și o parte din acoperișul casei. Cel mai probabil, incendiul a fost a fost provocat de o țigară nestinsă care a căzut peste materiale combustibile. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate și a fost transferat la un spital de specialitate din Iași cu elicopterul Smurd. Medicii au decis să îl transporte pe calea aerului, iar aeronava Smurd a aterizat pentru prima dată pe heliportul din Botoșani. De la Spitalul Județean de Urgență Mavromati, Botoșani, unde era Internat, bărbatul a fost transportat la heliport cu ambulanța de terapie intensivă mobilă SMURD. Măsurile de prevenire a unor situații de urgență pe timpul aterizării și decolării elicopterului SMURD a fost asigurate de două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.